Mănăstirea Topolnița a fost ctitorită de către Sfântul Nicodim de la Tismana. Biserica actuală din incinta mănăstirii a fost construită în 1646, aceasta este încinată tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, hram prăznuit pe 29 august. Mănăstirea Topolnița este înconjurată și azi de ziduri groase, din piatră. În timpul Revoluției lui Tudor Vladimirescu, a fost folosită ca loc de refugiu pentru căpitanii acestuia. Mănăstirea Topolnița este situată în satul Schitu Topolniței, comuna Izvorul Bârzii, pe malul râului Topolnița, la aproximativ 20 de kilometri de Drobeta Turnu Severin. Zona Balotești-Schitu Topolniței, Valea Topolniței, este zona preferată de locuitorii din Drobeta Turnu Severin pentru ieșit la picnic și iarbă verde. În apropiere se mai pot vizita ruinele cetății Grădețului, situate la un kilometru nord de Balotești.